Engleză, franceză, italiană. Învățăm limbi străine și le studiem intensiv 5 ore pe săptămână. Numele meu este Răzvan, sunt elev în clasa 12. Timp de 4 ani am studiat engleză în regim bilingv, adică 5 ore pe săptămână. În plus, încă din clasa 9 am avut ocazia să descoper insulele britanice prin intermediul orelor de geografie, istorie, cultură și civilizație engleză. E de prisos să spun că engleza este o limbă străină cu care te poți descurca oriunde în lume. Școala noastră oferă șansa de a îmbina cunoștințele tehnice cu cele lingvistice, un atu foarte important pe piața muncii. În plus, elevii claselor a 12-a prezintă la finalul ciclului de învățământ atestatele bilingve, care, pe lângă diploma de bacalaureat, reprezintă un pașaport lingvistic foarte important. Mă numesc Rusu Ioana și sunt elevă în clasa 10A B, domeniul tehnici poligrafice la Colegiul Tehnic Transilvania Deva, bilingv limba franceză. Cele 5 ore săptămânale de limba franceză au constituit motivul pentru care am optat pentru acest profil. Ele, răspunzând dorinței mele de a aprofunda această limbă de circulație internațională. Orele de franceză și cele de geografie a Franței, istoria Franței, de cultură și civilizație franceză se întrepătrund cu activitățile extrașcolare, de exemplu, cele dedicate francofoniei, creându-se astfel un mediu propice dezvoltării mele profesionale și personale. Avantajul studierii limbii franceze în regim bilingv o constituie și atestatul în manieră lingvistică, atestat ce este obținut la sfârșitul clasei a 12-a. Numele meu este Cânda Lorena, sunt în clasa 10A B la Colegiul Tehnic Transilvania, la profilul tehnici poligrafice bilingv italiană. De-a lungul timpului, elevii care frecventează cursurile secției bilingve, limba italiană, s-au bucurat de multe facilități materializate în proiecte Comenius, burse de studiu oferite de statul italian, excursii de studii, schimbări de clase. Recent, școala noastră a participat la schimburi de clase cu școli din Italia. În anul școlar 2013-2014, cu un liceu din Santa Gata di Galli, iar în acest an școlar, cu un liceu din Potența. Chiar săptămâna viitoare, un grup format din 14 elevi se vor deplasa în Italia. Vreau să menționez că nu de mult am participat la Olimpiada de Limbi Romanice la secția italiană, unde la nivel județean am obținut locul întâi, ceea ce mi-a permis să trec mai departe la Olimpiada Națională, unde am concurat cu elevii de la licee teoretice, unii dintre ei fiind chiar nativi italieni. Io sono un professore italiano, e mi chiamo Alfredo Partenza e insegno in questa scuola da 7 anni, alla sezione di italiano. Dânsul este domnul Alfredo Partenza, un profesor italian care predă la noi în școală de 7 ani. Molte sono le materie che insegno: biologia, geografia, geografia italiana, cultura e civilizzazione italiana, storia italiana, elementi di cultura e civilizzazione italiana. Dânsul predă biologie, geografie, geografia Italiei, istoria Italiei și elemente de cultură și civilizație. La classe bilingue fa parte di un progetto tra Romania e Italia. Clasele cu bilingvă italiană fac parte dintr-un proiect între România și Italia. Gli allievi di questa sezione hanno la possibilità di studiare 4 anni. Elevii acestei secții au posibilitatea de a studia 4 ani în limba italiană. Lingua italiana in diversi ambiti. În diverse domenii, cum ar fi tehnici poligrafice, electronică și automatizări, electric și mecanică. E alla fine di questi 4 anni i ragazzi hanno la possibilità di parlare perfettamente 2 lingue, l'italiano e il romeno. La sfârșitul acestor 4 ani, elevii au posibilitatea de a vorbi la perfecție 2 limbi, italiană și română. Hanno la possibilità quindi di prendere un diploma che ha una doppia valenza. Și au posibilitatea de a obține o diplomă care are dublă valoare. Un valore in Romania, quindi che permette di frequentare le università romene, e anche un valore in Italia, che permette di frequentare le università italiane. Această diplomă oferă posibilitatea de a studia într-o universitate în România, cât și în Italia.
Allora, con l'occasione io voglio ringraziare tutta questa scuola e soprattutto i dirigenti di questa scuola. Cu această ocazie, domnul profesor vrea să mulțumesc tuturor participanților în această școală și în special directorilor. În particolare il dottor Demeter Sorin e la dottoressa Andrea Maria e la professoressa Daniela Sintoma. În special domnului profesor domnul Demeter Sorin și doamnei profesoare Andrei Maria și doamna Sintoma Daniela. Hanno compreso come l'importanza di apprendere la lingua italiana e l'importanza di questa cultura che ha un valore oltre pedagogico enorme, oltre che per lo studio della lingua italiana, anche per la cultura in generale. Care au înțeles importanța studierii limbii italiene în această școală, care are un impact pedagogic foarte mare. Într-un liceu cu profil tehnic, practica este la mare căutare. Atelierele moderne, agenții economici importanți, oameni pregătiți să vă îndrume în tainele meseriei. Tot la noi găsiți. Mă numesc Sicoie Ionuț, iar în clasa 10 studiem instalațiile motoarelor. Deci înțeleg că dacă vreau să-mi repar mașina, pot să vin la tine cu încredere. Da. Așa, ne faci o mică demonstrație acum? Da. Ce vrei să ne demonstrezi? Avem mai multe instalații, instalația de răcire, de alimentare, iar acum studiem instalația de aprindere. Pentru a putea porni un motor, este nevoie de a așeza fișele într-o anumită ordine. Iar ordinea este 1, 3, 4, 2. Așa, ne faci o demonstrație, da? Ce așez acum acolo? Așez cremă? Da, capacul de la Delco. Care? Așezăm fișele pe bujii în ordine, 1... cu 3. Deci așa trebuie și așezate, da? 1 cu 3, 4. A, în ordinea asta, dacă pui 1, 2, 3, 4, e greșit? Da, nu pornește. 4 și 2. Da. Și acolo ce? Ce acolo? Și fișa de la bombina de inducție. Așa. Iar acum... Dăm drumul? Da. Ia să vedem. Acesta este un motor de Dacia 1300, făcut din piese de la dezmembrări și adus în recondiționat până în stare de funcționare. De obicei când bujiile nu sunt prea noi sau, mă rog, sunt umede, ce se întâmplă? Se neacă și nu mai pornește motorul. Trebuie curățate și... S-au puse altele noi. S-au puse altele noi după caz. Numele meu este Turhan Dariu, sunt elev în clasa noua profesională și astăzi... Sudăm un suport de flori cu corniere tăiate la 45 de grade și sudăm țevile pătrate ca să ne iasă suportul. Deci înțeleg că tu vrei să te faci sudor? Da. Foarte frumos, o meserie frumoasă. Da. Ai aflat despre ea de la cine? De aici, de la școală, de la domnul meu profesor Maestru? De practică, da, domnul Brania. După școala profesională te angajezi sau? Da, vreau să îmi continui studiile. Și să vedem și după să mă angajez, înțeles. În domeniul sudurii, da? Da. Felicitări și succes! Mulțumesc! Cum te cheamă? Mă numesc Ursul Cristian, elev la Colegiul Tehnic Transilvania Deva, în clasa 11-a, profilul electronic automatizare. Am înțeles că ești tare destoinic în profilul acesta. Da, am fost la Olimpiadă, la faza națională care s-a ținut la Bacău. Foarte frumos, felicitări! Mulțumesc! Am avut șansa să cunosc mulți pasionați, la fel ca mine, în domeniul electronicii. Și... Ce ai reușit acolo la faza națională? Ai luat ceva? Un premiu? Nu, din păcate nu am reușit să iau niciun premiu, dar m-am descurcat destul de bine, pe locul 16. Din câți? Din 40. Foarte frumos. Mulțumesc. Ce lucrare ai realizat? Ce, mă rog, ce probă ai făcut? Ce, dacă vrei să ne spui un pic despre ce ai făcut acolo? Aici? Sau, da, și despre ce faci acum? Păi am realizat o schemă a redresorului și în Electronic Workbench pe calculator. Mai departe vă ducem în pași de dans și joc alături de ansamblul de dansuri populare al colegiului nostru, care a fost premiat la numeroase festivaluri și concursuri în județ, dar și în afara lui.
Terenul de fotbal l-am așteptat de mult timp și iată că îl avem, un teren modern pentru meritoasa echipă de fotbal a liceului nostru. Mă numesc Marius Sârbu, sunt profesor de educație fizică și sport. Și unde? La Colegiul Tehnic Transilvania Deva. Am înțeles că aveți o echipă deosebită. Da, aici la școală am reușit în fiecare an să aducem locul 1 pe județ, ori la nivel primar, ori la nivel gimnazial, ori la nivel inițial. Și am avut o continuitate de peste 10 ani în aceste rezultate, datorată unei munci continue, datorată unor elevi foarte serioși și care au dorit din tot... Și talentați, cred că, talentați să facă sport. Iar în acest an am reușit în semestrul al doilea să ocupăm din nou locul întâi la etapa județeană la nivelul claselor 5-8. Aș vrea totuși să remarc aici, eu am fost doar în calitate de manager al echipei, domnul profesor Ghiura Claudiu s-a ocupat de partea de pregătire tehnică, împreună cu acești copii deosebiți au reușit să obțină un rezultat remarcabil. Urmează ce? Urmează continuitate în pregătire, ei au fost după aceea și la etapa zonală unde au ocupat locul al patrulea din șase echipe. Este un rezultat remarcabil ținând cont că acolo au întâlnit doar echipe care fac cu școli cu filiere de fotbal, cu profil fotbal, care fac fotbal de performanță. În această echipă nu există decât un singur jucător care face în afara orelor de curs fotbal de performanță. Cu atât mai mult cred că trebuie remarcată munca domnului profesor și a copiilor. Ne aflăm la corpul D al Colegiului Tehnic Transilvania Deva, unde colegii noștri mai mici își desfășoară activitatea. Doamnele profesor pentru învățământ primar, Triv Gabriela și Godeanu Mihaela, ne vor introduce în atmosfera de primăvară prin activitățile desfășurate alături de elevii clasei a treia step by step. Rog să vă prezentați. Gabriela Triv, învățătoare la Colegiul Tehnic Transilvania Deva. Vă aflați în clasa a treia a step by step. Unde lucrați împreună cu doamna? Colega mea este doamna Mihaela Godeanu și în acest moment se desfășoară a treia rotire a celor patru centre. Elevii lucrează la cele patru centre. Asta ca să înțelegem cum se realizează o oră la o clasă step by step. Începând cu ora 9, copiii se împart în patru centre de activități, fiecare centru reprezentând o activitate diferită. Este centru de lectură, este centru de limba română, este centru de matematică și centru de arte. Fiecare centru are o activitate specială, dar genericul acestor activități pentru ziua de astăzi este primăvara cu bogățiile și frumusețile ei. Și atunci vom regăsi în fiecare activitate pe care o derulează elevii câte un aspect legat de primăvară. Pentru centrul de matematică, elevii vor rezolva și un rebus cu această temă, pentru centrul de limba română, un alt rebus, tot așa cu tema primăverii, iar la centrul de arte, lucrările lor sunt colaje pe tema primăverii, flori de primăvară și bucurii ale primăverii. Cum te numești? Cazan Bianca Denisam, sunt în clasa a treia a step by step și am 10 ani. Așa. Bun, avem aici la, cum se spun? Centrul de matematică. Și aici avem un rebus, da? Da. Hai să vedem ce înseamnă rezolvarea acestui rebus. Citim enunțul și rezolvăm. Ia să vedem. Rezultatul operației de adunare. Total. Total sau suma. Da. Sau... Și scriem undeva? Sus de tot. Da. Da. Să
Și mai încercăm încă o întrebare. Prima operație matematică învățată. Adunarea. Completăm. Bun, și tot așa, da? Da. Succes! Mulțumesc! Eu mă numesc Beluș Iasmina Maria și am 10 ani. Și ești în ce clasă? La ce școală? A treia, step by step, Colegiul Tehnic Transilvania Deva. Bun, și ești la un centru de care? Cum se numește? De română. Așa, cu tema primăvara și avem aici tot un rebus, da? Da. Hai să vedem, încercăm să completăm măcar două puncte. Partea de vorbire care ține locul unui substantiv este pronumele. Să-l scriem acolo. Ajungem? Dacă ajungi, da. Da. A, uite, bine, Alex și scrie Alex, da. Hai, noi între timp să citim întrebarea numărul 2. Partea de vorbire care exprimă acțiunea, starea sau existența este verbul. Am înțeles. Și? La fel trecem în rândul 2, trecem verbul, da? Am înțeles. Îți place să înveți în sistemul acesta, step by step? Da. De ce? Știi să ne spui? Pentru că îmi place că ne facem temele aici și stăm mai mult împreună. Și învățăm din greșelile noastre. Mă numesc Vaida Ana Maria. Sunt în clasa a 3-a A, școala, Colegiul Tehnic Transilvania. Și formă de învățământ? Step by step. Da. Ce vrei să ne arăți aici? Păi vreau să completez și eu. Partea de vorbire care exprimă acțiunea, starea, existență, se numește verb. Îl scriem în rândul 2, da? Hai să vedem. Bun, îți place să te întrebi și pe tine, îți place să înveți în sistemul acesta, step by step? Îmi place foarte mult. De ce? Pentru că învățăm foarte multe lucruri noi și pentru că putem sta împreună. În continuare vom cunoaște grupul vocal al Colegiului Tehnic Transilvania, coordonat de doamna profesor Ciungu Mihaela. No!
Domnule director, suntem în finalul emisiunii Vorbește Lumea de astăzi la Colegiul Tehnic Transilvania din Deva. Un mesaj pentru cei care se uită spre dumneavoastră cu gândul de a ajunge elevi aici pe băncile acestei instituții de învățământ. În primul rând vreau să transmit absolvenților de clasa 8-a mult succes la examenele care îi așteaptă și bineînțeles că îi așteptăm cu drag la Colegiul Tehnic Transilvania Deva. Șansa voastră de a fi viitor tehnicieni.